O persoană a murit pe loc, iar alte trei au fost rănite într-un accident rutier deosebit de grav. Mașina în care se aflau cei patru a pătruns pe contrasens într-o curbă și a intrat în coliziune cu o auto utilitară. Accidentul s-a produs miercuri dimineață pe drumul național 14 la ieșirea din localitatea Șeica Mare spre Mediaș. O autoutilitară și un autoturism s-au lovit violent. Din primele cercetări, vinovat de producerea accidentului ar fi șoferul mașinii, care a pătruns pe contrasens într-o curbă și s-a izbit de mastodontul de peste 7 tone. În urma impactului, pasagerii autoturismului au rămas încarcerați între fiarele mașinii. Din păcate, pasagerul din dreapta șoferului nu a mai avut nicio șansă și a murit pe loc. Un alt pasager a fost găsit de salvatori în stare de inconștiență și alte două persoane au suferit traumatisme multiple și au fost transportați la spital. La fața locului au intervenit mai multe ambulanțe și echipaje zmurt, iar traficul a fost complet paralizat timp de mai multe ore. Polițiștii au deschis o anchetă și trebuie să stabilească cu exactitate ce s-a întâmplat.